Este oficial, la secția de natație de la CSM Slatina se va forma încă o grupă de performanță, spun cei din conducerea bazinului de not Slatina. Părinții care doresc să-și aducă micuții aici, să se specializeze, dar și să participe la concursuri, trebuie să știe că sunt acceptați doar copiii care știu să înnoate și care sunt născuți în perioada 2015-2018. Încercăm să mai creăm încă o grupă de performanță cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani. Poate să vină orice copil din zonă, din Slatina, chiar și de pe lângă Slatina. Singura condiție e să aibă ceva cursuri legate de not, să știe să înnoate și vedem dacă putem să-l oprim sau nu. Selecția o să fie în data de 8 septembrie, vineri, în intervalul orar 16-18. Pentru copiii înscriși în prima grupă de natație a Clubului Slătinean urmează primele emoții. Ei vor participa la un concurs de natație la Tulcea. Încercăm să aducem copiii selectați la o condiție fizică cât mai bună posibilă și până la 10 ani încercăm să-i susținem în a face sport. De la 10 ani intră în altă categorie la etapele naționale și acolo poate reușim și rezultate mult mai bune. Iată că prima grupă de performanță va lua parte la o nouă competiție. Spuneți-ne unde va avea loc și când. Da, după 4 luni de antrenament intens, de chemați copiii de 6 ori pe săptămână, primul lor concurs este un concurs de verificare, va avea loc în data de 25, 26, 27 august la Tulcea. O să fie destul de mulți concurenți, sperăm să facem impresie bună. Înscrierile se pot face telefonic la numărul 0349 880110 sau la sediul bazinului de not Slatina.